În Biserica Ortodoxă Română a fost cinstită astăzi icoana Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Athos. Cu acest prilej, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și-a sărbătorit unul dintre hramuri. Sute de credincioși din mai multe zone ale țării, dar și din diaspora, au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Sute de credincioși din întreaga țară, îmbrăcați în costume populare specifice zonelor din care provin, au participat la slujba de hram și s-au rugat înaintea icoanei Maicii Domnului Prodromița, o copie a celei de la schitul românesc Prodromo din Muntele Athos. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop, vicar patriarhal, la altarul de vară din curtea Paraclisului Catedralei Naționale. În cuvântul rostit, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre semnificația icoanei Maicii Domnului Prodromița pentru poporul român. Această copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este o reproducere fidelă, atât ca mărime naturală, cât și ca detalii, a icoanei originale aflată la Sfântul Munte Athos, la schitul românesc Prodromul, care înseamnă înainte mergătorul, pentru că este închinat Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Iar icoana Maicii Domnului a luat numele schitului și s-a numit Prodromița, adică înainte mergătoarea. Icoana aceasta este o icoană făcătoare de minuni, nefăcută de mână omenească. Așezarea, deci, a paraclisului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost preferată atunci când a fost sfințit paraclisul de către preafericitul Părinte Patriar Daniel, având în vedere și legătura aceasta care există între România, care și ea este numită Grădina Maicii Domnului, și Evlavia românilor față de Sfântul Munte Athos pentru spiritualitatea de acolo, spiritualitatea isihastă, monahală, cunoscută ca spiritualitate de tip atonit. Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român, pentru că icoana, așa cum știm, a fost pictată în țara noastră, la Iași, prin post și prin rugăciune de către un ieșean, un român ortodox, binecredincios, care se numea Iordache Nicolau, însă acesta nu a reușit să picteze chipurile Maicii Domnului și ale pruncului Iisus. Și întristându-se mult și rugându-se mult, când a venit a doua zi de dimineață și a dat jos pânza cu care acoperea în fiecare seară icoana ce se afla în lucru, a descoperit că atât chipul Maicii Domnului cât și al pruncului Iisus s-au pictat singure în mod minunat. Deci această icoană este și o mărturie a prezenței românești la Sfântul Munte Athos, precum și o mărturie a deosebitei contribuții românești la acest centru de spiritualitate ortodoxă. De sărbătoare s-au bucurat și muncitorii de pe șantierul Catedralei Naționale. Aceștia au primit pachete cu alimente din partea voluntarilor și credincioșilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Așa după cum am putut observa și anul acesta, deși a fost mai cald ca altă dată, au venit pelerini din întreaga țară să aducă cinstire Maicii Domnului, rugându-se în fața acestei icoane Prodromița pe care o avem la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Am privit mai cu seamă oaspeți de la Maramureș, tradiționalii pelerini care vin și sunt alături de noi la această sărbătoare, înfrumusețând hramul acesta de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului prin portul lor, prin modul lor de a se manifesta cu evlavie și cu respect față de Sfintele Slujbe, prin cântările pe care le interpretează la sfârșitul slujbelor. M-am avut și astăzi câteva pricezne în cinstea Maicii Domnului și ajutând cu tot ce pot pentru ca hramul de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița, să se desfășoare într-o atmosferă de bucurie sfântă.
Împreună cu voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, coordonați de părinții slujitori, au pregătit pentru toți cei care au participat la Sfânta Liturghie un pachet cu alimente. Au fost pregătite aproximativ 1000 de pachete cu alimente care au fost împărțite credincioșilor participanți la Sfânta Liturghie și, de asemenea, pelerinii maramureșeni și voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au împărțit mâncare și lucrătorilor care se ostenesc cu construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Deja s-a format o tradiție a maramureșenilor de a fi alături de Catedrala Națională, ceea ce arată evlavia pe care credincioșii o au față de Maica Domnului. Venim în fiecare an prin grija părintelui Ciprian. Venim din Baia Mare la această sărbătoare să îi mulțumim Maicii Domnului Prodromița, care ne este grabnic ajutătoare în cazuri și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu. Paraclisul Catedralei Naționale a primit hramul cinstirea icoanei Maicii Domnului, Prodromița, în anul 2011, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.